Colonelul Romi Căbreban este cel care pentru o vreme a dat o altă înfățișare holului principal din sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Baia Mare. O parte din lucrările sale le-a reunit într-o expoziție care astăzi a fost inaugurată în prezența foștilor camarazi și a actualilor polițiști. Suntem mândri de faptul că astăzi suntem gazda unui eveniment artistic, oarecum inedit. Cred că cu toții v-ați așteptat foarte puțin, cam foarte puțin situații, o instituție ca noastră să se desfășoare o activitate artistică. Această expoziție, venisată de expoziție colegului nostru, eu cred că nu poate evidența două lucruri. Pe de parte că acolo unde există perseverență, unde există voință, mai devreme sau mai târziu, talentul este la ideală, iar posesorul talentului își realizează visul. Romi Căbreban s-a retras de mai mulți ani din activitate, dar ritmul impus de viața de polițist și-a pus amprenta asupra vieții sale. El este foarte activ și, în special, în mediul artistic. Marea majoritate dintre dumneavoastră ați văzut cu un an în urmă și o altă preocupare deosebit de frumoasă a domnului Romi Căbreban, și anume aceea de a deschide în propria locuință un muzeu al tradițiilor locale, muzeul mineritului Maramureșan, Pius Băian. În casa dânsului este plin de obiecte frumoase. Deși expoziția lui Romi Căbreban este deschisă în sediul IPJ, niciuna dintre lucrările sale nu are legătură cu viața de polițist.